Salutare și bine te-am găsit! Astăzi învățăm câteva lucruri despre acordurile pe care le folosim frecvent în gama do major, sau mai bine zis tonalitatea do major și în tonalitatea sol major. Pentru a înțelege mai bine această lecție, trebuie deja să cunoașteți cum se formează acordurile. În gama do major lucrurile sunt destul de simple, pentru că în această gamă întâlnim doar acorduri care se formează pe clape albe. Și anume, acordul do major, acordul re minor, acordul mi minor, acordul fa major, sol major, la minor, si mișurat și do major. În gama sol major lucrurile se complică puțin. Întâlnim următoarele acorduri: acordul sol major, la minor, si minor, do major, re major, mi minor, fa diez mișurat și sol major. După cum observați, avem acorduri comune în cele două game. De exemplu, acordul do major, mi minor, sol major și la minor le întâlnim în ambele game. Însă sunt și acorduri care sunt specifice fiecărei game. De exemplu, în gama do major vom întâlni acordul re minor, iar în sol major vom întâlni acordul re major. În gama do major vom întâlni si mișurat, iar în gama sol major vom întâlni si minor. Acum o să cântă o piesă în cele două game. Prima oară voi cânta în gama do major cu acordurile specifice gamei și apoi voi cânta aceeași melodie în gama sol major cu acordurile specifice gamei sol major. Acum în gama sol major. Bun. Și aceeași piesă o pot cânta și în celelalte 10 game din sistemul nostru tonal, pentru că cunosc fiecare acord care intră în celelalte game. O să fac și videouri separate pentru celelalte game. Următorul video va fi despre tonalitatea re major și tonalitatea la major, da? Despre acordurile care intră în cele două game. Pentru mai multe lecții de acest gen, puteți să apăsați pe butonul Alătură-te la secțiunea Elev. Acolo vei posta mai multe astfel de videouri în exclusivitate și veți găsi și videouri din urmă. Mulțumesc pentru vizionare și să aveți o zi plăcută!